Domnule prefect, preasfinția voastră, stimați invitați, permiteți-mi și mie să vă spun bine ați venit la Festivalul Internațional de Literatură Mihai Eminescu. La data de 15 ianuarie sărbătorim Ziua Culturii Naționale, în contextul în care, la aceeași dată, marcăm un eveniment deja consacrat al românilor și anume aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. În plin proces de globalizare și în contextul diversității culturale europene, astăzi, mai mult ca oricând, suntem datori să evidențiem aspectele identitare ale poporului român, fie că sunt elemente ale culturii materiale sau imateriale, fie că sunt ale cuvântului scris sau transmis prin viu grec. Ca popor, ca stat, suntem o componentă importantă a bătrânei Europe. Cultura românească, în specificitatea ei, fiind neconceput în afara continentului european, iar Europa ar fi mai săracă fără un Eminescu, Enescu, Brâncuș, Cioran, fără doinele și baladele românești, fără toaca care răsună în bisericile din lemn, fără costumul popular românesc, fără coloana infinitului și, de ce nu, fără Uciorul de Șișești. Acestea sunt câteva repere culturale românești care sunt parte componentă a diversității culturale europene. Avem datoria morală, atât de a transmite copiilor noștri elementele culturale primite moștenire de la înaintașii noștri, dar și aceea de a asigura o educație temeinică pentru păstrarea valorilor naționale care ne definesc ca popor, deoarece, așa cum spunea marele nostru poet Mihai Eminescu, educațiunea e cultura caracterului, cultura e educațiunea minții. Județul Meridin se bucură de un amplu repertoriu de expresii ale culturii materiale și imateriale, de o valoare inestimabilă, care reprezintă o prioritate pentru instituția pe care o conduc, acestea având o valoare educativă, civilizatoare și economică, atât la nivel național, cât și la nivel local. Ne aflăm astăzi într-un măreț edificiu, Palatul Culturii Teodor Costescu, mărturie vie a efortului conjugat al înaintașilor noștri, care au dorit să ne lasă moștenire o focare de cultură iradiant către toate regiunile locuite de români. Pe malul Dunării, la mică distanță de aici, avem castrul roman aflat în incinta Muzeului Regiunii Porților de Fier, care a dăinuit peste timp, amintindu-ne în permanență de rădăcinile noastre. În satele meridințene, bisericile din lemn, toițele de la răscucea drumurilor, culele și conacele ne amintesc în permanență cine suntem, ce spirit purtăm în noi. Horele, doinele și bocetele încă răsună în aproape fiecare sat și cătun al județului nostru. Încă mai avem sărbători populare, încă mai avem meșteri, fierari și olari, bunicile noastre încă mai coc pâinea în țest și împletesc ciorap de lână. În nordul județului avem un tezaur roman viu, doamna Tomica Trop, căreia, în semn de recunoaștere a transmiterii patrimoniului cultural imaterial, i-am acordat recent titlul de cetățean de onoare al județului Meridinții. Avem nevoie de modele vii, demne de urmat, avem nevoie de tradiții și obiceiuri înalterate, pur românești, avem nevoie de repere morale sănătoase, avem nevoie de exemple de comportament supreme, de soluții onorabile. Avem nevoie de o cultură sănătoasă. Mihai Eminescu, tradițiile și obiceiurile, istoria țării noastre, urmele materiale ale înaintașilor noștri, toate acestea avem datoria să le păstrăm, deoarece sunt simboluri care ne fac nemuritori în timp ca popor. De aceea îmi doresc ca această zi a culturii naționale să fie o zi a bucuriei tuturor românilor, o zi a unității, a apropierii dintre noi, a înțelegerii și a păcii. Avem nevoie de toate acestea. Vă mulțumesc!